O localitate din Vâlcea a fost lăsată în beznă după un accident rutier. Un șofer a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Stâlpul a fost retezat pur și simplu, a căzut la pământ și a lovit două mașini parcate. Traficul a fost complet blocat, iar localitatea Bujoreni a rămas fără curent electric. Șoferul care a produs accidentul, atenție, avea permisul de conducere suspendat. Incidentul rutier s-a produs în zona Gura Văii din Bujoreni, Vâlcea, lângă stația Peco. Potrivit poliției Vâlcea, șoferul, un tânăr de 19 ani din Sebeș Alba, nu avea voie să se afle la volan, întrucât avea suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice în perioada octombrie 2020-februarie 2020. Polițiștii din cadrul serviciului rutier efectuează cercetări față de tânărul în cauză sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat, fapta prevăzută și pedepsită de articolul numărul 335 alineatul 2 din codul penal. Fapta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, ori cu amendă penală, au mai precizat reprezentanții Poliției Vâlcea, care au mai menționat și că mașina implicată în accident are numere de înmatriculare în București. La fața locului s-au deplasat și reprezentanții CEZ pentru a remedia problema legată de distribuția energiei electrice. Din fericire, nu există victime în urma accidentului.